Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Helicopterul poliției începe să-și arate valoarea. Știți că am vorbit zilele trecute despre Da, mi-aduc aminte. Au luat helicopter pentru situații de urgență, a cumpărat helicoptere Black Hawk. Le-a făcut ambulanțe aeriene, ceea ce e foarte bine, dar și-a tras și poliția rutieră Black Hawk. Bun, acum ei mai au și altele. Nu știu dacă în această situație este vorba chiar de Black Hawk, dar merita. Și eu cred că ar trebui să cumpere pentru supraveghea traficul de pe DN1 la Comandă. Trebuie să cumpere Apache direct. Helicopter Apache. Ce zici? Pink Hawk. Pink Hawk cred că urmează. În viitor vom avea și Pink Hawk. Pentru litoral. Deci helicopterul poliției s-a aflat, abia acum s-a aflat, că la data de 20 martie, ora 13:06, cât de exact sunt, pe timpul executării unei misiuni de survol deasupra drumului național 6, adică înspre zona Alexandria, în partea aia, polițiștii elicopterizați, asta e de la mine, elicopterizați, nu-i din comunicat, au depistat un cetățean care a încălcat linia continuă și a pătruns pe contrasens. Mă înțelegi? Din elicopter, polițiștii au înregistrat fapta cu un dispozitiv tehnic certificat. Credeam că au tras. Adică nu cu da, știi? Mă gândeam, uite-l pe ăla. Să trag o rapală. Da. Să-l readucă pe calea cea drept. Dă-i cu rachete. Și a tras de volan brusc. Gobli, dă-i cu rachetele, măi. Da, deci au înregistrat fapta cu dispozitiv tehnic certificat, adică nu cu camera de pe telefon, exact, ca toți sărmanii. Ăștia au cameră cu elicopter. Deci, da, practic, au zbor. Au trimis o dronă sau ce? No, nu, nu, nu. Nu înțelegi, deci ei au ridicat o cameră video cu elicopterul. Da, de ca să era filmeze. Asta. Era tare să aibă în elicopter o dronă pe care lansează și filmează când audă un contravenient. Da, să lansezi o dronă Bayraktar. Da. Să pulvere contravenientul de pe șosea. No, prima oară îi dai avertisment, dai lângă. Dai lângă. Faci un crater în șosea. Ca la focurile de navale. Crater în șosea nu mai e nevoie, că sunt. Și asta, hai că nu mai e chiar. Marina militară trage focuri de încadrare. Așa se spune. Stânga-dreapta, față-spate, nu știu, așa să tragă. Îl lași pe la pe o insulă de asfalt. Deci oamenii ăștia de la poliția rutieră, ei au de fapt o cameră video cu elicopter. Asta înseamnă că ei s-au ridicat și ce au făcut ei, frate? Care este comunicatul? Că ei din elicopter au prins infractorul. Unul internațional. Contravenientul. Da. Că a depășit linia continuă, înțelegi? Da. Asta au făcut ei. Și i-au dat amendă 495 de lei. Foarte bine. Dar fiți atenți cum. Șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 495 de lei la sol de un echipaj al serviciului rutier Tellerman, care a fost informat de îndată pentru a putea intercepta și opri vehiculul, da, în condiții de siguranță. Bă, deci au făcut operațiuni combinate, aer-sol, ca americanii, știi? În total? În Irak. Adică aviația sus, tancurile pe jos, combinat cu infanteria de sus din cer. L-au văzut pe ăla, l-au identificat imediat cu camera video de pe elicopter, au transmis la sol. Au transmis la sol, bă, nu putem să-i vedem numărul, că este prea sus. Să-l oprească cineva, vedeți că e negru, e nu știu ce. Și una peste alta, toată operațiunea a costat probabil 20.000 de lei ca să încaseze, exact, 490 de la ăsta. 495 de lei. Îți dai seama cât costă să ridici elicopterul ăla, da, să filmezi, plus echipajul de la sol, dacă le pui pe hârtie, te ia cu amențeala. Adică ar trebui, păi, să dea amensă. Da, eu zic că trebuie să, adică presupun că următorul pas, eu presupun că au, adică ar trebui să instaleze și un tun antiaerian la bordul acelui elicopter. Și pentru cazuri de autoapărare să le pună un Gatling, un Oerlikon, un ceva, un tun antiaerian adevărat, că dacă tot e în aer, să se nu iradă direct. Nu, mă, să tragă după muște cu tunul, mă. Că mi se pare următorul pas. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.